Bună ziua! Astăzi președinta Maia Sandu și PASU au rămas singuri în fața tuturor și acest lucru se datorează faptului că PASU și președinta Maia Sandu n-a înțeles esența votului din 15 noiembrie 2020. Ca mulți dintre voi declarați sau evident ascunși, sunt unionist și rămân încrezut în faptul și după această scurtă experiență parlamentară că unica cale pentru bunăstarea și prosperitatea generală este reîntregirea cu România. Voi vreți să faceți pensii minime de 2000 de lei peste 100 de ani, în timp ce alături statul român oferă 4.000 de lei pensii pentru cetățenii săi și are un minim pe economie de 10.000 de lei pe care nu se știe când o să-i garantați. Ca un om care a crezut că mai important este debarcarea guvernului Plahotniuc, Șor și Dodon, am fost unul din fondatorii blocului Acum și v-am avertizat de nenumărate ori care sunt consecințele concubinajului cu socialiștii, până la momentul în care Maia Sandu a fost trântit în cap chiar în acest parlament. Și eu am fost unicul care am luat apărarea acestui guvern la această tribună. Pentru că eu am înțeles spiritul blocului Acum altfel decât îl înțelegeți voi. Și mă refer la colegii care sunt în partea dreaptă. Acum ați ajuns la discreția lui Dodon, care vă dă lecții de moralitate, vă aduce prim-ministru și ați rămas singur pentru că s-a încălcat principiul fundamental pentru care noi am ajuns în acest parlament. Acum 2 ani de zile, dragi colegi ai blocului Acum, noi ne luptam prin frig, prin glod, cu poliția lui Plahotniuc, cu SIS-ul și cu alte bande criminale pe care le avea. Și am ajuns în acest parlament pentru ca să ducem la bun sfârșit lucrurile care le-am început prin votul acordat la 24 februarie. Voi ați înțeles această victorie din 15 noiembrie, ca și multe altele care au fost până acum, ca un merit personal al doamnei Maia Sandu sau a guvernelor pe care le-ați numit emanația PASU-ului. Dar nu este așa. Și din cauza asta ați ajuns singuri. Și lucrurile o să agravează și mai mult, pentru că ceea ce urmează o să fie pur și simplu o bătaie de joc de acest vot pe care cetățenii l-au dat la 15 noiembrie 2020. Un vot pe care noi unioniștii l-am asigurat și l-am susținut deschis atunci când am mers la negocieri cu doamna Maia Sandu fără a înainta nicio pretenție pentru conta votul pe care îl obținem și proiectul de țară pe care ne-l asumăm. Președinția statului nu este un SRL al PASU-ului, este un bun al tuturor cetățenilor care și-au dat votul pentru o schimbare pro-europeană și românească. Și așa ar fi trebuit să fie și emanația acestui guvern, care trebuia să fie unul de consens pe care noi cu toții ar fi trebuit să-l negociem. Așa cum ne-ați cerut votul, așa trebuia să-l discutăm. Și ați fi avut cu siguranță o credibilitate cel puțin în această mascaradă pe care noi astăzi o vedem. De aceea, noi nu vom închina unioniștii Maia Sandu și PASU-ului. Și vă spun asta din ipostaza unui președinte al partidului care reprezintă cea mai importantă componentă a mișcării unioniste. Și vă spun că acest avertisment să vă devină o lecție pentru următoarea tentativă care probabil o veți avea, să aveți capacitatea și discernământul de a reconfigura blocul Acum și să revenim la agenda pentru care noi am fost trimiși în acest parlament. Nu punând înainte rezultatul votului ca un beneficiu al partidului și a unui candidat, dar pornind de la spiritul blocului Acum care a adus și victoria din 15 noiembrie. Cu asta îmi încheie cuvântarea mea.
și vă îndemn să reflectați profund asupra lucrurilor care vă le-am spus.